Am ascultat până aici o seamă de cântări și, indiferent dacă au fost cântări solo sau cântările formațiilor, aș vrea să vă spun că m-am bucurat de fiecare dintre ele și mă gândeam cât de bine este să stai în casa lui Dumnezeu cu aleșii lui Dumnezeu, într-un loc în care se aduc laude numelui lui Dumnezeu și în care se vestesc cuvintele vieții veșnice. Este o mare binecuvântare pentru noi faptul că în seara aceasta suntem împreună în casa de rugăciune și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru harul acesta. Amen. Nu știu câte clipe de felul acesta ne vor mai fi îngăduite, nu știu câte oportunități de felul acesta vom mai avea, dar rog pe Dumnezeu să ne dea cea înțelepciune de care este nevoie, pentru ca fiecare clipă pe care o petrecem în casa lui Dumnezeu să aducă o binecuvântare pentru sufletele noastre. Amin. Amin. În seara aceasta am citit din Evanghelia după Matei relatarea unei minuni pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în cetatea sa. Matei nu ne spune despre care cetate era vorba, dar dacă luăm de bun ceea ce El ne-a spus mai înainte, în capitolul 4, știm că după ce Ioan Botezătorul a fost închis, Domnul Iisus a părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Pe de altă parte, dacă ținem seama de faptul că vindecarea aceasta a slăbănocului este relatată în 3 din cele 4 evanghelii, o mai găsim în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 2, de la versetul 1 la 12, și o mai găsim de asemenea în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, de la versetul 17 până la 26. În celelalte două evanghelii ni se spune explicit că minunea aceasta a avut loc în Capernaum. Am putea să socoti că, într-adevăr, acolo s-a întâmplat. Joi seara, cu cei care au fost în casa Domnului, am împărtășit câteva gânduri din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, unde se vorbea despre vindecarea sau salvarea fiului unui demnitar împărătesc. Tot în zona aceea s-a petrecut și această lucrare și acolo Iisus se găsea în Cana din Galileea, iar copilul care trebuia să aibă parte de vindecare se găsea în Capernaum. Am spus joi seara că între cele două localități ar fi fost o distanță de vreo 30 și ceva de kilometri, poate 34 de kilometri. Un drum pe care, în mod obișnuit, un om îl parcurge pe jos în poate 6 ore, poate 7, depinde cât de sprinten este. Erau vreme în care eu puteam să fac distanța asta în 5 ore. Acum poate mi-am luat 10 pentru aceeași distanță. Pentru că între timp s-au mai schimbat lucrurile. Dar părintele acela, care era un înalt demnitar din administrația orașului Capernaum, a parcurs drumul acesta, cred eu, într-un timp record. Pentru că atunci când nevoia te mână de la spate, când ai pe cineva bolnav, când știi că de graba cu care tu reușești să ajungi la destinație depinde viața celui drag, atunci cred că te poți întrece pe tine însuți și ești capabil de performanțe de care nu te știai în stare înainte. Ce mi-a plăcut tare mult la omul acesta despre care vorbeam joi seara și lucrul ăsta nu l-am spus atunci, este că dacă el nu l-a putut aduce pe fiul lui la Domnul Iisus, a zis că va face tot ce poate pentru ca să-l aducă pe Domnul Iisus în casa lui. Însă Domnul pe copilul acela l-a vindecat de la distanță. Aici se vorbește despre faptul că niște oameni, într-o zi când Domnul era în Capernaum, și-au adus un prieten pe o targă și l-au adus înaintea Domnului Iisus pentru că acel prieten al lor era un slăbănoc. Cuvântul acesta este un cuvânt poate cam dur. Poate că dacă l-ai folosi în dreptul cuiva s-ar simți insultat, chiar dacă se găsește într-o situație de felul acesta.
Noi folosim de multe ori sinonime care să poată să fie primite mai ușor. Cel mai dramatic cuvânt din descrierea situației lui este un verb, verbul zăcea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată ce înseamnă pentru un bărbat să zacă neputincios pe un pat. Să-l ducă unul și altul de coace, de aici până dincolo, oriunde este nevoie. De-a lungul anilor de slujire am avut oportunitatea să stau de vorbă cu două persoane care s-au găsit, de două mi-amintesc, că s-au găsit în situații asemănătoare. Pe lângă aceste două discuții, îmi aduc aminte că în urmă cu un an am participat la o conferință care a avut loc la noi la Cosmodom. Eram la serviciu în seara aceea și trebuia să asigur securitatea membrilor conferinței. Am stat într-un colț discret și am ascultat mesajul unei doamne, era o canadiană franceză, o femeie care a împărtășit o experiență din viața ei. Cândva în trecut a avut un accident de mașină care a lăsat-o paralizată pentru o bună bucată de vreme. Femeia aceasta mărturisea că atunci când a avut loc accidentul acela de mașină, ea era însărcinată, nu mai rețin exact în ce lună, dar știu că i-a fost salvat copilașul, iar ea a fost invalidă, paralizată pentru o bună bucată de vreme. Mărturia ei a stârnit lacrimi în ochii celor care o ascultau și mărturisesc că și pe mine m-a mișcat când ea a spus cu durere cât de greu i-a fost în perioada aceea când ar fi trebuit să se ocupe așa ca orice mamă de copilașul nou născut, dar nu-l putea nici măcar ține în brațe. Cu celelalte două persoane despre care vă vorbeam când am vorbit, amândouă mi-au spus cam același lucru. Mi-aș dori măcar atâta să pot face câțiva pași. Să nu mai depind de cei din jurul meu, să nu mai fiu o povară pentru ei. Să mă pot duce singur la baie când am nevoie. Să mă pot îmbrăca, să mă pot dezbrăca, să pot duce o lingură la gură, dar nu pot. Bărbatul acesta avea, de fapt, două probleme, dacă veți fi cu luarea minte la textul acesta pe care l-am citit. Una dintre ele era o problemă a sufletului, iar cealaltă era o problemă a trupului. Și în ziua aceasta, când el a fost adus înaintea Domnului Iisus, când el s-a întâlnit cu Domnul Iisus, i s-au rezolvat amândouă problemele. Pentru că s-a întâlnit cu acela care poate să rezolve orice fel de problemă ar avea omul care vine la el. Binecuvântat să fie Domnul! Amen. Bărbatul acesta își ducea probabil foarte greu povara, pentru că el ar fi trebuit să fie stâlpul casei. El ar fi trebuit să fie acela care muncește și cu mâinile lui să câștige pâinea, să o aducă acasă. Ar fi trebuit să fie preot în casa lui, să dea învățătură celor din casa lui, dar toate lucrurile acestea pentru el erau idealuri greu de atins, vise irealizabile, pentru că se vedea țintuit pe patul lui în neputință. Și atunci când ești neputincios, parcă nici nu ai îndrăzneală să mai spui cuiva din casa ta asta e bine sau asta nu e bine. Bărbatul acesta cred că a adunat în anii lui de suferință foarte multă amărăciune în inima lui. Însă, vedeți dumneavoastră, omul acesta a avut niște prieteni. Matei nu ne spune câți erau, dar din celelalte două relatări paralele pe care le-am menționat mai la început, aflăm că erau patru bărbați, patru prieteni care l-au luat cu targa și l-au dus pentru că în orașul lor, într-o anume casă de poposire, se prezentase Domnul Iisus. Era în călătorie, dar a făcut un popas și era poate cel mai potrivit moment pentru că acest prieten al lor, amărât, să fie dus la Domnul și Domnul să se ocupe cumva de el.
Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în seara aceasta, din cuvântul pe care l-am citit, este că e foarte important să te înconjuri de prieteni care să poată să lupte ei pentru tine sau în folosul tău, atunci când tu însuți nu mai poți. Viața în lumea aceasta a ajuns să fie foarte nesigură, dar nu a fost intenționată așa de la început. Când Dumnezeu a creat lumea aceasta în care noi trăim, a creat-o bună, a creat-o frumoasă. Și toate lucrurile care alcătuiesc universul acesta material, tangibil, cu care noi avem de-a face, toate funcționau armonios, toate erau în relație bună una cu cealaltă. Toate lucrările lui Dumnezeu. Dar a intervenit acel eveniment de tristă amintire pe care noi îl numim căderea în păcat. Și prin neascultarea primilor oameni, păcatul și-a făcut locul în lumea creată de Dumnezeu și a răvășit cumplit lumea aceasta de a transforma-o în ceea ce vedeți și cunoașteți. Și nu-i nevoie să vă descriu, pentru că dincolo de aspectul cosmetic, veți descoperi mereu, indiferent că trăiți în America, în Europa, pe undeva, în România sau în Australia, veți descoperi, dincolo de spoiala care strălucește la suprafață un pic, aceleași realități triste. Așa este lumea în care trăim. Oamenii aceștia însă, iată că au avut credință. Pentru că am citit în versetul al doilea, i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Și citim că Iisus le-a văzut credința. Iisus, e într-adevăr, a văzut, e adevărat, a văzut credință. Dar nu la omul care era pe patul acela, în neputința lui. Iisus a văzut credință la cei patru care l-au adus pe omul acesta. Voi face iarăși referire la evangheliile paralele și veți vedea că acolo este scris că în casa aceea de poposire era așa de mult popor adunat încât era cu neputință să intri pe ușă și să ajungi acolo în odaia principală în care era Iisus. Era atât de mult norod încât acești patru prieteni n-au avut acces la Iisus pe calea obișnuită. Au găsit însă o soluție și ăștia sunt prietenii adevărați care caută soluții să te ajute, care găsesc, care fac tot ce ține de ei, tot ce este cu putință, ca să te vadă cu problema rezolvată. Bărbații aceștia au urcat cu patul, cu targa aceea pe acoperiș și dați-mi voie să vă spun că nu era un lucru simplu lucrul acesta. Bărbații aceștia au desfăcut acoperișul, nu știu exact cum era făcut acoperișul acela, nu știu cât de robust era casa aceea, dar bărbații aceștia au desfăcut acoperișul și apoi au coborât patul acela, targa aceea cu prietenul lor, acolo în mijlocul mulțimii unde era Domnul Iisus. Spun că oamenii aceștia erau prieteni ai celui bolnav, ai slăbănogului. Matei nu-i numește în felul acesta, dar eu cred că nu greșesc dacă îi numesc prieteni ai celui bolnav. Pentru că adevărații prieteni sunt aceia care nu te lasă la greu. Există prieteni pe care ți-i faci și care sunt prieteni de circumstanță. Care sunt lângă tine, care te apreciază, care te elogiază. Când ai o situație bună, când ești pe val. Când business-ul tău merge bine, când mașina ta este frumoasă. Când știi cele mai interesante anecdote, când reușești să creezi în jurul tău o bună dispoziție, te ascultă, te bat pe umăr, devii popular, ăștia sunt un fel de prieteni de care n-ai prea multă nevoie. Pentru că aceia pe care îi ai lângă tine numai când îți merge bine, dar atunci când viața te strivește în vreuna din experiențele prin care te trece, nu-i mai găsești pe lângă tine, ăștia nu-s prieteni. Prietenii sunt aceia pe care poți conta atunci când tu nu mai poți face nimic. Atunci când tu, zdrobit, cum spuneam, de experiențele vieții, nu mai ai îndrăzneală, nu mai ai putere de a lupta, nu mai știi ce să faci și ești neputincios, să lupte ei pentru tine. Și aș îndrăzni să spun că aceia sunt prieteni adevărați, care îl cunosc pe Iisus Hristos,
care cred în El și fac tot ce pot ca să te aduc, ce pot ei ca să te aducă și pe tine iarăși la linia de plutire, te aduc la Hristos. Doamne, astfel de prieteni, te rog să ne dai la toți. Și dă-ne înțelepciune să ne mai facem ordine între ei. Că de prea multe ori numim prieteni pe cine nu merită numele acesta. Iisus le-a văzut credința. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta aici pentru ca să fie odată clar și limpede pentru toți. Credința nu este un set de reguli, un credeu la care să aderi, să spui, l-am citit, l-am învățat pe din afară, cred că aș putea să-l spun fără greșeală sau cu foarte puține greșeli. Credința nu înseamnă să practici un anume set de ritualuri religioase. Credința este încrederea din inimă, în puterea lui Iisus. Pentru că bărbații aceștia patru, să admitem că au fost patru, dacă n-ar fi crezut că Iisus are puterea să-l vindece pe prietenul lor, nu l-ar fi luat de acasă de la el, poate împotriva voinței lui, să-l care până aici, nu s-ar fi urcat cu el pe acoperiș, n-ar fi desfăcut acoperișul și nu s-ar fi chinuit să-l lase cu targa, să-l pui în așa fel, să-l cobori într-o poziție orizontală, că dacă a inclinat targa, se duce singur el jos, fără targă. Și după aia trebuie reparat și de alte probleme. Dați-mi voie să vă spun, faptele noastre dovedesc credința noastră. Iacov stătea de vorbă în epistola sa și am amintit lucrul acesta și joi seara. În capitolul 2, în epistola sa, stătea de vorbă cu un interlocutor imaginar. Și îi spunea acestui interlocutor imaginar, probabil că își imagina un credincios din aceea de care se găsesc mulți în vremea noastră, care spun, oh, ajunge numai să ai credință, ai ridicat mâna și gata. Și cu un asemenea om, Iacov parcă stă de vorbă și spune, tu spui că ai credință, eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Faptele tale dovedesc credința ta. Și Iacov declara și rămâne scris pe pagina Scripturii că fără fapte, credința este moartă. Frații mei, surorile mele, în lumea aceasta, credincioșii cu numele se numără cu sutele de milioane. Dar adevărații credincioși sunt mult mai puțini. Eu n-aș putea să vă spun cât sunt, dar Dumnezeu îi știe pe toți, pe fiecare în parte. Mulți sunt aceia care spun, eu am credință. Dar dacă te uiți să vezi cum trăiesc luni, cum trăiesc marți, cum trăiesc miercuri, cum trăiesc joi și vineri și sâmbătă, înainte, cum trăiesc duminica între cele două servicii ale bisericii, n-ai putea să spui că faptele lor dovedesc credința. Credința se dovedește prin fapte și oamenii aceștia au dovedit prin faptele lor credință, Iisus le-a văzut credința și să știți că s-a bucurat de o asemenea credință. Spuneam joi seara, acel tată și-a vrut să-l aducă pe Domnul în casa lui. Aici, acești patru bărbați, iată, și-au adus prietenul în prezența Domnului Iisus. Este cel mai bun lucru și cel mai frumos lucru pe care tu, ca și copil al lui Dumnezeu, îl poți face pentru prietenul tău, dacă spui că ești prieten și prietenul tău nu-l cunoaște pe Domnul. Cu siguranță că are probleme, de un fel sau de altul. Dar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-l duci la Domnul. Poate că nu-l poți convinge tu. Poate că nu poți face lucruri mari pentru el. Dar lucrul ăsta trebuie să-l faci și să nu te lași până când nu-l duci în prezența Domnului. Sau dacă nu poți, adu-l pe Domnul acolo să se ocupe de el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, Domnul Iisus se uită la omul acela care era pe targă. A coborât înaintea lui într-un mod ciudat și probabil că a fost primul bolnav care i-a fost adus Domnul Iisus în felul acesta. Mântuitorul Iisus ar fi putut să spună, nu-mi deranjați predica, eu tocmai am un subiect în desfășurare, îl prezint, când voi termina, atunci mă ocup de omul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când a văzut credința celor bărbați care și-au dus prietenul la el, Domnul Iisus s-a ocupat de omul acesta. Și spuneam eu mai înainte că omul acesta e îndoielnic dacă avea credință. Știți de ce? Domnul Iisus se uită la el și spune, îndrăznește, fiule.
Din expresia aceasta eu înțeleg mai întâi de toate ceea ce se înțelege cel mai ușor. Era vorba despre un bărbat ceva mai tânăr decât Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus, fiind la vârsta de 32 de ani, poate, 33 de ani, aproximativ, nu s-ar fi adresat cu fiule unui bărbat de 65-70 de ani. Cred că era omul acesta un pic mai tânăr decât Domnul Iisus. Dar cel mai important lucru este că Domnul se uită la el și spune: îndrăznește, fiule. Omul ăsta spuneam că avea două probleme. Problema din tâi, eu știau toți. Probabil că tot orașul îl știa ca pe neputinciosul, ca pe slăbănoul. Dar problema a doua, problema sufletească, descurajarea lui, această abandonare a oricărei forme de luptă, asta probabil că o știau doar cei din casa lui și prietenii lui apropiați. Pentru că problemele și stările sufletești sunt din acelea pe care încercăm să le ascundem de ochii mulțimii și câteodată poate ni le dezvăluim în fața prietenilor noștri în care încă mai avem încredere. Bărbatul acestuia Domnului spune: îndrăznește, pentru că bărbatul acesta nu mai avea nicio îndrăzneală. Oare de ce nu mai avea nicio îndrăzneală? Oare ce face pe oameni să nu mai aibă nicio îndrăzneală, să fie biruize de descurajare, de disperare, de deznădejde? Pe bărbatul acesta înclin să cred că l-a descurajat o anume starea lui. Și Domnul Iisus, de aceea, înainte de a-l vindeca, pentru Domnul Iisus ar fi fost foarte posibil să-l vindece, să rostească un cuvânt, să-l atingă și să-l vindece fără să intre în alte detalii. Dar Domnul Iisus s-a ocupat întâi de problema lui sufletească și când îi spune: îndrăznește, fiule, Domnul Iisus mai adaugă ceva. El spune acestui om: păcatele îți sunt iertate. Aș vrea să vă spun că în locul acela, în audiența Domnului Iisus, se găseau și cărturari. Și atunci când Domnul Iisus i-a spus acestui om: păcatele sunt iertate, Mântuitorul Iisus a știut mai dinainte ce reacție vor stârni aceste cuvinte ale lui în inima și în cugetul acelor cărturari care erau acolo. El a știut în ce îmbarcă, să folosesc un cuvânt mai specific zonei acesteia franceze. El a știut că atunci când rostește aceste cuvinte, el, de fapt, rostește o provocare pentru oamenii aceștia. Și n-a avut Domnul Iisus intenția de a se angaja într-o dispută teologică cu ei. Dar a știut Domnul Iisus că trebuie să spună aceste cuvinte pentru că bolnavul de pe targă avea nevoie să audă că păcatele îi sunt iertate. Și asta mă face să cred că omul acesta își cunoștea viața de păcat. Că avea în viața lui anumite păcate, anumite amărăciuni, nemulțumiri poate, sau cine știe ce alte lucruri despre care n-aș vrea să intru în detalii să vorbesc. Însă lucrurile acestea i-au tăiat omului ăstuia toată îndrăzneala. Omul ăsta fiind bolnav, probabil că, așa ca mulți din cei ce sunt bolnavi de multă vreme, și-au imaginat că Dumnezeu le-ar fi cumva inamic, dușman, că știe despre viața lor acele detalii și de aceea n-avea niciun curaj să vină cu starea lui înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că există multe motive pentru care credincioșii se întâmplă câteodată să rărească venitul la casa Domnului. Există mai multe motive pentru care câteodată credincioșii încep să o rărească cu rugăciunea. Și într-un caz și celălalt, principalul motiv este păcatul care și-a făcut loc în viața lor. Pentru că ei știu lucrurile în care trăiesc, ei spun: are rost să mă mai duc. Dumnezeu mă știe, Dumnezeu mă cunoaște, ce rost are să mă duc duminică de la 9 la 10 să mă rog și eu, că Dumnezeu tot nu mă va asculta pe mine. Cu asemenea problemă se confrunta omul acesta și omul acesta era descurajat total. Dar omului ăstuia, Domnul Iisus îi spune: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate.
Pentru că omul ăsta trebuia să înțeleagă că păcatele lui sunt îndepărtate, Domnul Iisus îi păgăduiește lucrul acesta și Domnul Iisus când promite ceva, El își împlinește, binecuvântat să fie Domnul. Amen. Aș vrea să vă spun ceva acum în continuare, dar spunându-vă lucrurile acestea, îmi dau seama că eu mi-asum un risc. Riscul de a nu fi înțeles bine, riscul de a fi judecat, poate greșit, de către cei care ascultă doar părți din mesaj. Am auzit de-a lungul anilor trei predici din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, de la versetul 10 până la 17, vindecarea femeii gârbove. Trei bărbați a Evangheliei, oameni pentru care eu am respect și stimă, i-am auzit vorbind în trei împrejurări diferite despre această vindecare pe care Domnul Iisus a făcut-o într-o zi de sabat. Numai că, spre marea mea dezamăgire, toți trei au mers pe aceeași idee. Vorbind despre neputința acestei femei gârbove de a-și îndrepta spinarea, i-au ajuns să vorbească despre 7 efecte majore ale păcatului în viața omului. Vreau să vă spun un lucru. Eu cred că în textul respectiv nu este vorba despre așa ceva. Imaginați-vă că eu aș citi de bună oară 1 Corinteni, capitolul 13, pasajul care vorbește despre dragoste și în mesajul meu, care urmează citirii cuvântului, aș vorbi despre răpirea bisericii. Fără îndoială de toate adevărurile pe care aș încerca să le spun despre răpirea bisericii, le-aș argumenta cu texte din Biblie. Fără îndoială că eu aș spune lucruri care sunt corecte din punct de vedere teologic sau biblic, numai că ele nu se potrivesc cu cuvântul pe care l-am citit. Ca să mă înțelegeți mai bine, am să reformulez un pic situația. Imaginați-vă, vă rog, că în mijlocul nostru s-ar găsi o femeie care de 18 ani este gârbovă, nu-și poate îndrepta spatele și eu folosesc ca material didactic persoana aceasta și aș vorbi despre ce face păcatul în viața omului. Și aș folosi-o ca material didactic. Poate că aș spune lucruri corecte din punct de vedere teologic. Dar cred că mulți m-ați acuzat și a spune, frate Iosif, nu se cade să vorbești în felul acesta despre ea, tocmai e aici, e în starea în care e. Și aș zice, aveți dreptate, nu se cade. Dar dacă v-aș vorbi despre nenorocirea unei persoane, a unui frate, a unei surori de bună oară de la Biserica din Kitchener, am auzit și eu, ați auzit și dumneavoastră despre o tragedie și știm că a fost vorba despre cineva care a trăit în păcat și m-aș apuca în duminica următoare să spun, vedeți ce face păcatul în viața omului? Probabil că mi-a spune, frate, nu se credea să te folosești de exemplul acesta. Este totuși un frate de-a nostru, o soră de-a noastră. Și atunci reformulez întrebarea și pun și zic așa. Cam de la ce distanță în timp sau în spațiu ar fi îngăduit să vorbim despre frații noștri folosindu-i în predicile noastre ca material de predică? Frații mei, surorile mele, despre lucrurile acestea trebuiește vorbi cu mare grijă. Mântuitorul Iisus avea în fața lui un om care avea păcate. Și ar fi putut atunci să spună Domnul Iisus despre efectele păcatului, el care nu avea păcat. Dar Mântuitorul Iisus nu l-a tratat așa pe omul acesta. Mântuitorul Iisus a uitat la omul acesta și a spus, îndrăznește fiule. Iar noi care suntem copii ai lui Dumnezeu și într-un anume fel frații Domnului Iisus, ar trebui să gândim ca Domnul Iisus. Ar trebui să gândim ca El. Să ne fie milă de cei care sunt în diferite situații. Ar trebui să avem compasiune, o inimă simțitoare pentru cei care trec prin situații grele prin care noi încă n-am trecut și poate nu vom trece niciodată. Mântuitorul Iisus îi spune omul acestuia, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Aș vrea să vă spun, sunt pe deplin încredințat că omul acesta atunci, pe loc, nu a înțeles cu adevărat ce mare binecuvântare a căpătat.
Cândva în vechime, împăratul David a simțit și el apăsarea păcatului în viața lui timp de un an de zile. Și a fost cel mai nenorocit an din cât a trăit el pe pământul ăsta. În anul acela a avut așa niște stări sufletești de care nu și-ar fi dorit să mai aibă parte vreodată. Și la un moment dat el scrie Psalmul 32 și spune: ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Eu mă alătur lui în seara aceasta și spun: e ferice de omul acela care vine cu păcatul lui înaintea lui Dumnezeu și capătă iertare pentru el. De omul acela care își recunoaște starea înaintea Domnului Iisus, cere iertare și starea lui se schimbă, pentru că Domnul Iisus are putere să ierte păcatele, binecuvântat să fie El. Amen. Însă, atunci când Domnul a rostit cuvintele acestea, încă nu-l vindecase, unii din cărturari au zis în ei înșiși, vorbeau cu ei, în inima lor vorbeau, omul acesta ulește. Știți de ce? Pentru că fiind cărturari, oamenii aceștia cunoșteau bine litera legii. Ei au știut că păcatul este o problemă între om și Dumnezeu. Fiind o problemă între om și Dumnezeu, numai Dumnezeu are autoritatea și puterea de a ierta păcatul. Și atunci când Iisus a zis, păcatele sunt iertate, acești cărturari au înțeles că Iisus se face pe sine însuși deopotrivă cu Dumnezeu. De fapt, adevărul este acesta, nu se făcea El. El era deopotrivă cu Dumnezeu. El era Dumnezeu întrupat în trup omenesc, binecuvântat să fie numele Lui. Dar ăștia credeau că El se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Asta gândeau ei în mintea lor. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Iată, chiar și prin această întrebare pe care le-o pune în față, oamenii aceștia ar fi putut să vadă că au de-a face cu cineva care este foarte deosebit, foarte special. În Psalmul 139, psalmistul David zicea: tu cunoști, Doamne, gândul. Înainte de a-L exprima în haina cuvântului, Tu și cunoști întru totul. Și adevărul este că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre. Le putem ascunde cu mare grijă, chiar și de cei din casa noastră. Dar de Dumnezeu, nimeni n-a putut ascunde vreodată un crâmpei de gând. Și cel mai înțelept lucru este să spunem: Doamne, așa am gândit, iată, dacă e bine, e bine, dacă nu, mă iartă și mă ajută să mă îndrept. Și pentru ca să îi ajute pe oamenii aceștia, pe cărturarii aceștia, să-și îndrepte felul de a gândi, Mântuitorul Iisus le pune o altă întrebare. Ce este mai lesne? A zice, iertate-ți în păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Acum vreau să vă spun că este mai ușor să zici, iertate-ți în păcatele. Am întâlnit o grămadă de oameni care spun semenilor lor, ți-am iertat păcatele. Însă ei numai pretind, e ușor să zici. Cred că știți la ce mă refer și n-am să dau detalii. Oameni care dezleagă în Duminica Tomii și mută pe unii pe alții din locul de chin în locul cu verdeață și anul viitor, pentru că au nevoie de bani, mai fac o dată lucrul acesta și peste 2 ani, iar mai fac lucrul acesta și pe aceeași persoană mută de câte ori au ei nevoie de bani. Dar nu o să intru în detalii, pentru că nu vreau să jignesc convingerile nimănui. Mântuitorul Iisus îi întreabă, ce este mai lesne, adică mai ușor? A zice, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă? I-a provocat să gândească. A zice, iertate sunt păcatele, e ușor, pentru că poți să spui și nimeni nu te poate verifica. Și dacă te contrazice, n-are probe. Nu are probe să dovedească. Dar a zice, scoală-te și umblă, asta e mai greu de zis, pentru că se vede dacă bolnavul se ridică sau nu se ridică. Și dacă nu se ridică, oricine ar putea să spună, băi, ai văzut, ai zis, dar uite, nu s-a făcut nimic. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
Și în momentul acesta Iisus se întoarce către cel bolnav, care era pe pat, avea deja păcatele iertate, și spune acestuia: scoală-te, a zis el stăpânocului, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul acesta, la cuvântul Domnului Iisus, s-a sculat și s-a dus acasă. Aici Domnul Iisus îi provoacă pe acei cărturari care îl judecau în sinea lor, îi provoacă la o concluzie. Ceea ce nu se poate vedea, el dovedește prin ceva ce se putea vedea. Și anume, vindecarea celui slăbănoc. Căci omul acesta era un om cunoscut în cetate. Și toți știau că este un slăbănoc. Nu știm dacă era un slăbănoc din naștere sau era un om care a devenit în felul acesta neputincios în urma vreunui accident de muncă, în urma vreunei boli, cine știe. Nu ni se spune lucrul acesta. Dar dintr-o dată, la cuvântul Domnului Iisus, bolnavul acela se ridică în picioare, își ia patul și reușește să plece și să duce sănătos acasă. Și acum aș vrea să accentuez două lucruri. În pasajul pe care l-am citit și despre care am vorbit în seara aceasta, se accentuează două lucruri deosebite cu privire la Domnul Iisus. El are puterea să ierte păcatele. A avut-o atunci, puterea aceasta, și o are și acum. O are pentru că, întâi de toate, El este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Când s-a întrupat în lumea noastră, El nu atunci și-a început existența. El a avut o existență eternă. Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El avea o existență eternă. Când s-a născut în lumea noastră, El doar și-a schimbat starea pentru o vreme, ca să se facă asemenea nouă. În al doilea rând, El are puterea să ierte păcatele, pentru că El s-a dus pe Sine însuși ca jertfă desăvârșită. Pentru că ar fi fost cu neputință să fim iertați dacă n-ar fi fost adusă pentru noi o jertfă desăvârșită înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus a trăit pe pământul acesta timp de aproximativ 33 de ani și jumătate. Dar în tot timpul acesta, El a trăit în desăvârșire înaintea lui Dumnezeu. El a experimentat toate lucrurile pe care noi le experimentăm. A trăit ca și noi. Dar lucrurile acestea n-au reușit să producă păcat vreodată în viața Lui. Când impulsurile din exterior vin asupra noastră, de un fel sau de altul, asta nu înseamnă păcat. Păcat înseamnă când înăuntrul nostru se naște față de aceste impulsuri un răspuns nepotrivit înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că Domnul Iisus s-a confruntat cu problemele cu care noi ne confruntăm. De aceea a venit, printre alte motive, ca să experimenteze direct și personal felul de viață pe care îl simțim noi în lucrurile acestea. Numai că pe El păcatul nu l-a biruit niciodată, nu l-a frânt niciodată. El a trăit fără păcat, binecuvântat să fie El. De aceea și jertfa pe care El o depune înaintea lui Dumnezeu la Golgota, în folosul nostru, este o jertfă desăvârșită. Și prin această jertfă El are autoritatea să ierte și poate să curățească cugetele noastre. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Al doilea rând, despre Domnul Iisus în seara aceasta, în cuvântul citit, se spune că are puterea să-și vindece. Se arată că are puterea să-și vindece. Probabil că nu vom ști decât atunci când vom ajunge în cer, prin mila și îndurarea Lui, pe cât s-a vindecat Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate de slujire publică. De multe ori evangheliștii evită să mai intre în detalii și ne spun că mulțimile veneau la El, ascultau cuvântul și aduceau la El bolnavi de toate felurile. Am auzit pe cineva spunând că Domnul ar fi vindecat doar boli funcționale. Când un anume mădular al trupului era la locul lui, dar nu funcționa, Domnul Iisus l-a repus în funcțiune. Și am zis, măi, poate că e așa. Dar citind Evangheliile, am dat și peste faptul că Domnul Iisus a vindecat și ciungi. Un ciung este un om căruia îi lipsește o mână. Sau poate amândouă. Poate să-i lipsească doar de la încheietură, partea aceasta,
poate de la cot, poate de la umăr. Dar Domnul am găsit scris în Evanghelie că a vindecat și ciungi. Cum i-a vindecat pe ăștia? Eu cred că atunci când a rostit cuvântul vindecării, atunci când s-a atins de ei, mădularul acela care lipsea a apărut la locul lui ca și când acolo ar fi fost întotdeauna și omul acela a putut să-l folosească. El are puterea să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pentru că în Isaia 53 găsim scris și apoi Apostolul Petru confirmă și el peste veacuri, în rănile Domnului Iisus noi suntem tămăduiți. De aceea noi ne bucurăm că l-avem pe El ca mijlocitor. El este Mântuitorul nostru. De El ar trebui să ascultăm, pe El ar trebui să-L iubim cu toată ființa noastră. Pe urmele Lui să pășim, pe exemplul Lui să-L urmăm. Că El este Cel care ne iartă păcatele. El este Cel care ne izbăvește, indiferent ce problemă ar fi. El este Cel care ne vindecă. Binecuvântat să fie El. Mă opresc la aceste cuvinte în seara aceasta și doresc ca binecuvântarea Domnului să se reverse mai departe peste puținul pe care eu am putut să-l semăn în seara aceasta și peste toți cei ce m-ați ascultat. Și acum, pentru că timpul și-a făcut cursul, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire. Avem motive să-i mulțumim Domnului. Și pentru că stă în fața noastră o săptămână de necunoscut, niciunul dintre noi nu știe ce va întâmpina în ziua de mâine, nici măcar peste un ceas. Vă sfătuiesc pe toți cu dragoste să vă încredințați soarta în mâna Domnului, doar El ne poate păzi. Amin.